PSD Timiș s-a mărit cu încă doi membri. Un edil în funcție și un fost primar au renunțat la PNL. Este vorba despre Petru Roman, care conduce orașul Deta, respectiv Lucian Savu, fostul primar al comunei Șandra, suspendat din funcție de prefectul de Timiș Mihai Ritivoiu. Anunțul transferurilor a fost făcut de președintele PSD Timiș, Alfred Simonis. Doi oameni gospodari, oameni care n-au nevoie de foarte multe prezentări, pentru că îi știți, îi cunoașteți. Sunt doi oameni performanți din administrația publică locală. Cei doi au explicat motivele pentru care au ales o altă cale politică. Adică în 9 iunie 2024 voi candida pentru funcția de primar a orașului Deta din partea Partidului Social Democrat. Fac acest lucru din două motive. Cel mai important este faptul că PSD-ul este în momentul de față un partid reformat, a plecat într-o direcție bună și dumneavoastră sunteți cei din mass media, cei care ați semnalat de mult acest lucru. M-au convins cu probleme legate de administrația locală și pot să spun că au fost foarte convingători în acest sens. Am avut în ultimul timp mai multe discuții cu domnul președinte Simonis și cu alți lideri ai partidului de la nivel național și județean. Am avut discuții și cu colegii mei primari din Timiș, cu care ne înțelegem de ani de zile foarte bine, și am înțeles că una dintre prioritățile principale ale PSD-ului în viitorul mandat vor fi proiectele legate de comunitățile locale, pe care și ale orașului Deta. 9 iunie voi candida din partea Partidului Social Democrat Timiș. De ce am ales lucrul acesta? Pentru că în ultimii 4 ani, din punctul meu de vedere, eu considerând că am intrat în administrație să fac administrație, nu am fost susținut la nivel de criteriul 4 al Consiliului Județean, ni s-au tăiat din fondurile care ne reveneau și de la guvern. Drept urmare, eu zic că o performanță poți să faci acolo unde lucrezi în echipă și unde alegerile sunt odată la 4 ani sau ori de câte ori impune situația, iar în rest suntem aleși de cetățeni și trebuie să fim în interesul cetățenilor, iar localitatea Șandra e a cetățenilor localității Șandra, iar Consiliul de Țeantă să vină în sprijinul lor, pentru că toți sunt interesați pentru bunul mers al județului și dezvoltarea spre un județ cât mai performant. O contribuție substanțială în decizia de a renunța la PNL, susțin cei doi, a avut o repartizare a banilor în județ de către Consiliul Județean Timiș.